Bună ziua, dragi prieteni! Mă numesc Alexandru și sunt Lux, curier florării OK Flora. Și astăzi venim cu o surpriză pentru doamna Justina. Deci să mergem! Bună ziua, doamna Justina. Bună ziua. Da, uitați-vă, cum și am spus, mă numesc Alexandru și sunt Lux, curier florării OK Flora. Și astăzi am venit la dumneavoastră, cum vedeți, cu așa o mică surpriză. Asta este prima parte, poftim buchetul. Aici aveți și o șampanie și acum și revin cu a doua parte. Doar un moment, îmi dați. Așa. Și a doua parte a surprizei, poftim un tort dulce și încă o șampanie, așa. Vă mulțumesc frumos. Da, vă dați seama de la cine vine surpriza, dar cum credeți? Cariușa, Aliese. Așa credeți? Da, ok, uitați-vă, avem și un mesaj, îmi permiteți să dau citire? Carina. Stați puțin. Așa, îmi permiteți să dau citire mesajului și aflăm? Așa, doar un moment. O clipă. Așa. Mămicuța mea, pe lângă un la mulți ani, îți voi spune din nou că ești cea mai puternică, cea mai curajoasă și cea mai bună mamă. Îmi doresc mult să, ca îngerul păzitor să aibă grijă de tine, iar eu voi deveni ajutorul lui și te voi încurajera cu grija de care m-ai învățat tu. În această zi îmi amintesc întotdeauna de copilărie, care este strâns legată de tine. Poate anii și ne schimbă chipurile, dar imaginea ta sfântă va rămâne în memoria mea pentru totdeauna, neschimbată. La mulți ani, scumpa mea mămică, chiar dacă departarea nu mi permite să te strâng în brațe, să știi că gândul meu este acasă, la mama, încă de dimineață, acolo unde soarele e mai cald, acolo unde astăzi înfloresc bujorii, acolo unde ne așteaptă cea mai scumpă chip, mama. Te iubim din suflet, mămică, bunică și dragă soacră, fiica Aleska, cinerile Felipe, nepoții Cristinuța și Roberto. Așa, ați ghicit. Da. Da, puteți să transmiteți și un mesaj. Vă mulțumesc frumos și vă doresc să veniți mai repede acasă. Veniți doar și alte voi. OK Flora. Gestul contează.